Creștinii sărbătoresc astăzi pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii celor din penitenciare care au greșit față de Dumnezeu. Tradiția spune că Sfântul Petru este stăpânul lupilor, aceștia neîndrăznind să facă vreo stricăciune oamenilor fără încuvințarea Sfântului. Tot Sfântul Petru mai are în păstrare și cheile de la porțile raiului și mai are în pază și balaurii din cer care mărunțesc gheața transformând-o în grindină. Se mai spune că Sfântul, fiind marele ucenic al lui Hristos, umblă prin lume pentru a afla necazurile creștinilor pe care apoi le împărtășește lui Dumnezeu, dar poate fi văzut și în lună sau când se deschide cerul la marile sărbători, stând la masa împărătească, dar este și subiectul unor întâmpinări hazli. I se fură caii sau boii în timpul aratului, pierde cheile raiului, are iubită pescăriță, petrece și joacă alături de oamenii de rând la o cârciumă, se îmbată și este bătut de oameni, etc. Dintre târgurile organizate în țară în această perioadă, cel mai cunoscut este Muntele Găina, scrie Romulus Antonescu, un dicționar de simboluri și credințe tradiționale românești. Importanța sărbătorii este dată de postul care o precede, postul lui Sfânt Petru, și care, spre deosebire de postul Paștelui, postul Crăciunului și postul Sfântă Măriei, are un număr variabil de zile. Local, sărbătoarea era anunțată de anumite repere cosmice și terestre, apariția licuricilor, amuțitul cucului, răsăritul constelației găinușii și altele. Tot de Sfânt Petru, potrivit tradiției populare, este organizat și Târgul Găinii, o sărbătoare veche ținută în Munții Apuseni și dedicată zeiței neolitice Gaia, protectoarea femeilor măritate, sinonimă cu Târgul de Fete. Vechimea multimilenară a sărbătorii zeiței Gaia, devenită ulterior Târgul de Fete de pe Muntele Găina, este susținută de argumente astronomice, cloșca cu pui, găinușa sau cloța, care este văzută în perioada solstițiului de vară, când se ține Târgul Găinii, relatează știrile ProTV.ro.